Slavă de nedescris. În Filipeni, capitolul 2, cu versetele 9 la 11, găsim scris: de aceea și Dumnezeu l-a înălțat foarte mult și i-a dat un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și pentru ca fiecare limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Înțelepciunea și slava Tatălui strălucesc în mareția sa, a lui Hristos. El este înălțat și prețios pentru toți cei care cred. Dar cine poate să descrie slava lui personală? El vine cu natura sa divină clar revelată. Cel care a fost negat și respins de om, care a stat în curtea de judecată a lui Pilat, fiind considerat criminal. Hristos este acum recunoscut ca împăratul slavei. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Matei 21:9. Problema divinității lui este stabilită pentru totdeauna. Unde sunt cei care l-au ținut legat pe Mântuitorul în curtea de judecată a lui Pilat, care l-au lovit în față, care l-au biciuit și l-au bătut cuie în mâini și picioare? Unde sunt cei care îl batjocoreau zicând: el i-a salvat pe alții, pe sine nu se poate salva? Unde este acum brațul slab care se va ridica împotriva lui? În loc de toate acestea, avem o altă scenă. În numele lui Iisus, orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus este Hristos, Domnul cerului și al pământului. Slava umanității lui Hristos nu a apărut când el era pe pământ. El a fost privit ca un om al durerilor și obișnuit cu suferința. Noi ne-am ascuns fețele de el, dar el urma calea pe care planul lui Dumnezeu o concepuse. Aceeași umanitate apare acum, în timp ce el coboară din cer, îmbrăcat în slavă, triumfător, înălțat. Poporul lui credincios și-a asigurat chemarea și alegerea. Ei înviază la prima înviere și cântecul este cântat de nenumărate voci. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apocalipsa 21:3-4. O, iubitul meu Tată, slavă, cinste și glorie pentru tot ce faci pentru mine ca să fiu salvat. Îmi doresc să te văd în slavă când vei veni. Vreau să fiu printre cei mântuiți și știu că Tu mă ajuți. Îți mulțumesc pentru ziua de astăzi și pentru biruința pe care o voi avea. Îți mulțumesc că nu mă lași singur. Fii slăvit și lăudat. Amin. Amin.